Această clădire a fost mutată din poziția asta, așa, trasă și închisă în interiorul mănăstirii. Fațada era fix în fața noastră cum ne uităm acum. Ea a fost demolată, dacă n-ar fi fost mutată, pentru că era exact pe contul blocului pe care îl vedeți acolo. În câteva zile a fost mutată complet, undeva la 90 de grade, și închisă în interiorul mănăstirii antice. În 1984 este înființată la fața Asociația pentru producția monumentelor și Biserica a fost scriptorită de Sfântul Antim din Iberia, cunoscut cu numele de Antim Iberianul. El a fost luat de copil rob de către turci, a fost răscumpărat de Patriarhia din Constantinopol, învățat și dăruit credinței. Prin priceperea lui ajunge din ieromonah mitropolit, evidențiindu-se totodată ca arhitect, pictor și sculptor în lemn, scriitor de cărți bisericești. Lamentul pentru cârmuirea bisericii, Sfântul Antim a reglementat ca săracii, străinii, oaspeții, călugării și fetele de măritat să aibă toți parte din veniturile bisericii. Antim Iberianul este cel din tâi din istoria Bucureștiului care pune la dispoziția publicului biblioteca mănăstirii sale. Tot el este cel care se revoltă împotriva obiceiului lugubru de a se merge cu cadavrul omului sărac pe uliță și de a-l opri în fața fiecărui trecător pentru ca mortul să cerșească banii de înmormântare. Mă rog, asta era un obicei din secolul al XVI-lea. El hotărăște acordarea unui venit din partea bisericii pentru înmormântarea săracilor. Începând cu Antim Iberianul, care a făcut planurile inițiale ale bisericii și care a lucrat ușa din lemn, au mai contribuit Carol Ștorc, care a sculptat amvonul, Gheorghe Tatarescu, care a pictat paraclisul, Costin Petrescu, care a făcut pictura din interiorul turnelor și Olga Greceanu cu mozaicurile ei aurite. Antim Iberianul, mă rog, moare la Constantinopol, este tăiat capul în anul 1716. În perioada 1945-1948, în biblioteca mănăstirii Antim, se țin întâlnirile unei mișcări religioase, mișcarea religioasă Rugul Aprins, la care participă o serie de clerici și de intelectuali ai timpului. În 1950, mănăstirea devine paraclis patriarhal și reședință episcopală. Urla cuchniei, bijuterie printre rezolvările de bolți ale arhitecturii românești, este demolată, incinta chiliilor este transformată, iar clădirea masivă a Sfântului Sinod, care, atenție, cântărește peste 9.000 de tone și adăpostea muzeul și biblioteca patriarhală, este mutată prin translarea pe care v-a descris-o numai devreme cu schimbarea orientării la 28 metri distanță. Incinta întregului ansamblu este astfel micșorat, iar echilibrul compozițional al ansamblului este vizibil deteriorat. De teamă ca translările și demolările de la mănăstirea Antim ar putea nemulțumi vizitatorii care se aflau atunci în București, georgieni și armeni, pentru că Antim Iberianul, Ibiul, trăiți din numele de Iberianul, era o localitate din Georgia, iar vizitatorii georgieni și armeni de teamă că ar putea declanșa proteste internaționale, Nicolae Ceaușescu nu a dat niciun decret ori hotărâre în această privință, privința demolării, preferând să dea indicații verbale. În mănăstirea Antim a funcționat Rugul Aprins, o grupare intelectuală și spirituală fondată în perioada interbelică, dar care continuă să funcționeze și în clandestinitate până în 1950, când, mă rog, se intentează un proces, celebrul proces al lotului Rugul Aprins, în care 16 inculpați au fost condamnați la închisoare. Din această grupare făcea parte Ion Marin Sadoveanu, Vasile Voiculescu, Anton Dumitriu, Alexandru Mironescu, Mircea Vulcănescu și Sandu Tudor, cel care a și fondat mișcarea Rugul Aprins. Se citeau piese literare în clădirea, în chiliile mănăstirii, se discutau texte ale Sfinților Părinți, texte filozofice, dar și chestiuni de actualitate imediată.
În anii 50, această mișcare spirituală ia amploare în ascuns, dar încep arestări și diverse șicanări ale securității. Serviciile secrete comuniste, proaspăt constituite în România, încep să urmărească activitatea religioasă din jurul mănăstirii Antim. Procurorul care a formulat acuzarea a luat denumirea grupării la propriu. Ea se numea Rugul Aprins. Procurorul militar a spus: aha, voiați să ne dați foc, bandiților. Toți cei care au făcut parte din gruparea Rugul Aprins de la mănăstirea Antim au ajuns să fie arestați și trimiși la Aiut. Cei mai mulți dintre ei au murit. Vasile Voiculescu, poetul, a fost eliberat cu un an înainte de moarte, foarte bolnav, prin decretul lui Ceaușescu din 62, dar moare un an mai târziu acasă. Restul toți au murit în închisoare. Manu a supraviețuit și părintele Nicolae Bordașiu de la Biserica Sfântul Silvestru din cartierul armenesc. Mergem acum către ultima optire din traseul nostru, unde vom vedea plimbarea ca să vedeți schitul Maicilor, biserică translată de inginerul Iordachescu. Schitul Maicilor, o bisericuță foarte mică, care și-a pierdut tot ansamblul din prejur, dar a rămas ea biserica în sine. Ce avem în față este Strada Justiției, care și-a păstrat forma și arhitectura originală. Strada Justiției se întretaie cu Strada George Georgescu, fostul pod al Calicilor, sau Calea Rahovei, care și a fost modificată foarte brutal. Spuneam la începutul turului de podul Calicilor, care se afla peste Dâmbovița, cumva de acolo pleca Calea Rahovei. Dacă vă uitați și pe harta actuală, o să vedeți că strada, cumva, strada Poenaru Bordea e cumva în aceeași aliniament cu cealaltă stradă, cu strada Șelari, și cumva podul lipsește, care a fost demolat în perioada anilor 80, și cumva aliniamentul, dacă vă uitați pe harta aceasta, se vede foarte, foarte bine, iar George Georgescu este întreruptă strada prin perdeaua de blocuri socialiste. Și abia începe undeva la Bulevardul Libertății, cumva unde este Palatul Bragadiu. De acolo sunt rămășițele. Da, și de acolo sunt rămășițele propriu-zise ale orașului vechi. Aș vrea doar să priviți, dacă am ajuns cu toții, acest imobil interbelic foarte frumos. În urmă cu 2 ani nu era parțial polistirenizat, nu era îmbrăcat în polistiren, dar mă rog, nu cu puterea imaginea de ansamblu. Ce e foarte frumos la acest imobil interbelic e, dacă observați, intrarea, accesul în acest imobil interbelic în partea dreaptă. Sunt 4 porți de intrare în imobil. Fiecare apartament avea propria lui intrare și propria lui scară. 2 apartamente erau la parter și 2 cu scară interioară proprie la etaj. Iată deci de ce aceste imobile se numeau vile cu apartamente. Pe aici trecea o stradă, biserica aceasta nu era aici. De fapt, cum tot spuneam mai devreme de monetică și de ansamblu, Schitul Maicilor, ansamblul tine era foarte valoros, de aici o bisericuță destul de mică, însă ceea ce a fost demolat constituia un întreg extrem de valoros. Intrarea în această bisericuță era o intrare specială, mă rog, alea cu plantafiri se numea. Puteți să căutați, că chiar am pus în creștine și pe Instagram. Apropo, dacă ne urmăriți deja, puteți să ne dați follow pe Instagram, asociat, pe Facebook, Arce. Și această plantare a fost făcută înaintea celui de la Mihai Voda, atunci exista deja, existau niște calcule și există o experiență anterioară, aceasta a fost prima. Biserica a fost ridicată cu ajutorul unor prese
și rotundă cu 49 de grade, apoi deplasată pe materiale rulante, pe șine. Și sunt fotografii din perioada respectivă cu șinele acestea, cum era cumva biserica, cum a fost translată, mutată, în 1982. Operațiunea a durat 5 luni, în care 72 de ore a fost deplasarea efectivă. Există imagini și filme care au documentat întreaga manevră, care a fost considerată un mare succes al ingineriei românești. Noul plasament este înghesuit, după cum vedem cât de aproape este, de construcțiile vecine, cred că sunt mai puțin de 3 metri distanță. Biserica Sfântului Maicilor este aici, pe strada Antina, numărul 49, o stradă care putem să vedem mai puține lucruri. Nu știu dacă ați observat că scria și strada Antin la opririle precedente, de dinainte să traversăm bulevardul, deci ne putem da seama foarte ușor că strada aceasta trecea bulevardul, era o stradă foarte importantă și era și în foarte aproape de oprirea noastră, de la cele două blocuri apropiate.